G2A, G2A, o, dă joc cu celălalt. Eu nu înțeleg ce face vecinul meu, e ora 9 dimineața, am pula mea. Hai de pula mea, mă. E ora 9 dimineața, mă. Unii au de lucru, pula mea. Am de fere. Na, bună ziua, mea, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să încercăm Heavenly Bodies. Suntem un astronaut în 1970. Până acum e povestea vieții mele. Și trebuie să ne reparăm nava, din cât i-am înțeles. Foarte frumos, așa-i? Îmi pare rău, sper că nu auziți. It's best played on a gamepad. Da, nicio problemă. Normal că lipsește o baterie. Când și în ce punct a vieții mele am considerat că îmi trebuie o baterie? Nu, dar eu mai fac din astea și de-aia nu mă mir că plus în jos. Eu mai am momente din astea, câteodată când mă mai îmbăt, mă hotărăsc să mă trolez pe mine cel treaz de mâine dimineață. Odată, de exemplu, mi-am aruncat portofelul sub pat și ții minte că am zis, haha, prostul de Codrin treaz mâine dimineață, nu o să-l găsească. Și a doua zi dimineața căutam portofelul, unde pula mea mi-e portofelul? Doamnelor și domnilor, avem gamepad. Se întâmplă gamepad-ul. Este timpul să ne reparăm nava. Asta e ultimul lucru pe care vrei să-l vezi pe astronaut, pe pilot, că face 9000 de kilometri viteză pe secundă. Onu, ce se întâmplă? Suntem în ziua lansării. Da, nimeni la lucru. Eu singur, toată lumea acasă de Crăciun, eu m-am hotărât să mă lansez în spațiu. Doamnelor și domnilor, dintr-o dată am obținut controlul astronautului. Se pare că există purici în spațiu, după câte puteți să vedeți. Sau a citit niște decalți și acum se gândește ce pula mea au vrut să zică. Welcome aboard! Și am ajuns. Nimeni la lucru. Numai eu în spațiu. E ziua de Crăciun, vă reamintesc. Sateliții pică de pe cer, nimeni nu lucră. Numai eu. Crew-based operations may now commence. Da, eu bat în spațiu. Uai, dar nu-i bine așa, mă. Așa. Nu, că gata, am înțeles. Open the hatch by grabbing onto the handle. Gata, am prins. Este timpul să ne tragem. Este timpul să ne o tragem. Nu mă demonetizați, hai. Dar ce fac greșit? În jos. Gata? Gata, am reușit. Cum ne propulsăm? Putem da din picioare. Dacă dăm deodată. A, nu, numai dacă avem un punct de sprijin. Bam, n-am avut. Hai că încerc să mă prind aici. Dum, bun, gata. Gata, am ajuns la laptop. Gata, ia uite cum ne mișcăm deja. Zici că 14 ani am făcut chestia asta. Mă gândesc că n-ai antrenament numai de 2 săptămâni ca astronaut, dar mă rog. Grab onto surfaces to push and pull your body. Da, numai... Uite că mă prind aici cu mâna și mă trag. Gata. Ia să vedem ce avem aici. Un card de identitate. Ia să notăm ca peștere. Pe cum peștele păstri viu. Ce-am zis? Gata, am activat ceva. Să vezi că era butonul de autodetonare. To bring power to power station solar cell system make all the... Lasă-mă, mă, cu de-astea. Sunlight. Așa, cum facem rost de soare? You need to configure internal power systems and upon completion, report back to mission control. Desigur, este timpul. Hai să luăm misiunea. Asta e misiunea mea. Operation manual. Objective. Restore operations of the space station solar array. Foarte simplu, da? Configure internal power systems, find a way into the airlock, unwind the folded solar panel. Nu poți să ne le dai până, nu crezi că e cam mult, mă. Deci mai întâi, tragem de pedala aia, de lever, după aia împingem trei chestii și cuplăm un cablu, da? Bun, s-a dus misiunea. Stai că gata, am leșunat un pic. Pres, ce-i ala? Ce-i asta? Ce-i aia? No. Pres ăla, ce-i ăsta? Ăsta e bun. Gata, gata. Deci, dacă avem vreo problemă, da, ne reamintim, avem acolo misiunea. Ia să ne tragem noi, să ne împingem, ia să vedem de fapt că am și uitat deja ce prost îți ferească. Cum am ieșit la stânga? Se pare că va fi misiunea noastră, dacă reușim. O să încercăm să deschidem poarta, așa, nu funcționează. Aha, stai că ușa aia pare deschisă, numai dacă n-aș pica înapoi de unde am început, aia ar fi extraordinar. Hai să ne împingem. Gata, și ne-am prins. Deschidem o ușă. Deschidem cealaltă ușă și intrăm. Jean-Claude Van Damme, numai că în spațiu și cu mâinile. Adică de fel ca Jean-Claude Van Damme. Realign the camera using X. Care e X-ul? Uai, mi-e rău. Nu trebuia să-mi zic asta. Mai întâi, power, apoi apăsăm trei butoane. Una am zis. Și apoi a doua. Sper că nu trebuie neapărat în ordine. Între timp motorul se supraîncălzește. Hai da, asta se întâmplă în interiorul calculatorului meu când descarc un joc nou. Asta e singurul RAM care mai funcționează și așa se comportă. La vreo două luni, hai să nu exagerez, cred că două luni, o săptămână, după ce mi-am luat calculatorul nou, 32 de giga RAM, mi s-a ars în el. Asta a fost numai un flex, ca să aflați, văd că eu inițial aveam 64, putu-vă în gură, vă rog eu din suflet, nu mai fi săraci. Și, desigur, să cuplăm cablul final, uai, stai că mă suge, stai că mă țin de cablu, sper să nu se rupă cu mine. Încercăm să-l băgăm aici așa,
bagă mă la acolo, bă, stai, că deja dansează Thriller de la Michael Jackson și stă de parcă s-o căca pe el. Ce se întâmplă? Îl luăm cu cealaltă mână. Bine că l-am apucat de la bază. Ah, stai că reușim. Și acum, dacă am reușit numai să ne împingem acolo, gata. Nu vine să cred. Configure internal power systems, am reușit. Deci nu vine să cred. Toată lumea dansează. N-ar trebui să fac prea multe mișcări, că după aia e mai greu cu orientarea. Și bam, ne-am lansat. Vedeți? NASA, închiriați-mă, ăsta, angajați-mă. Să deschidem această ușă, am spus. Aceasta, chiar. Și gata, uai ce fain e jocul ăsta, îmi place. Bun. Și acum ce avem de făcut? Bam. Attach the tether to your suit by holding it over your belt hook and pressing A. Ce e belt hook? Bănuiesc că chestiile alea de la... Da, e clar ce e un belt hook după context, de fapt. Nu știu să explic ce e. A. Gata. M-am conectat. Și acum ce? Ia ce-am luat aici. Ce zice? A. Greetings, viewers. Oh, nu. Fac stream. Și în timp real mergem. Dar... Pe mine mă interesează. Find a way into the airlock. Dar de ce ar trebui să stau atașat eu aici? Ha? Avem nevoie de camera asta? Doamne, fut eu camera. Bun, eu am înțeles. E perfect, e extraordinar. Asta ia multe de aici cu toate bateriile de la GoPro. Cum mă deatașez de chestia asta? Eu după 2 ani de relație. Nu, dar pe bune, hopa. Hai să încercăm să mergem în cealaltă cameră. Să mergem în cealaltă cameră, am zis. Ia trage-te de ea. Perfect. Devin maestru. Bun. Iar acum să ne apucăm de... Nu mă, tu du-te dracului de aici. Acolo trebuie noi să ajungem. Aici. Perfect. Bun. Și cum deschidem noi camera asta? Oare are legătură cu cealaltă cameră? Dacă să vezi așa ceva, să vezi că astronautul ăsta l-ai trimis tu în spațiu. Asta se vezi în Mission Control. O să închid asta. Probabil nu e o idee bună, dar se poate repara în caz de ceva. Gata, mi-a luat spatele. Ajutor, Mission Control, careva mai e acolo. Ajutor, am nevoie de mare ajutor. Nu știu ce s-a întâmplat. Du-te înainte să închidă. Deci, practic, a fost un mare troll tot cablul ăla acolo, mini USB-ul ăla de care m-am legat, că nu m-a ajutat la absolut nimica. Hai să mă trag. Ia, avem o poză aici? Hai să ne facem poză, să avem amintire din spațiu, îți dai seama, țipă dracului. Ce e asta? Hai să încercăm să luăm calculatorul. Repede, 784, 29. O să o iau cu mine. O să o iau cu mine pentru că nu poți să știi niciodată când ai nevoie de un... în spațiu, da? Nu, am scăpat-o. Ok, dacă e ceva, mă întorc după aia. A fost o minciună totul. Bă, stai puțin. Avem următoarea misiune. Nu, bun, înțelege ceva din asta. Trebuie să învârtim o manetă. Asta nu e greu. Asta nu e greu. Ai, dar asta e greu, să mă mișc în pula mea. Ariel, mica sirenă, băga mea și pula, mă. Deschide-te, sesam. Alibaba și cei 40, eu singurul. Sunt aici. Bun, am intrat. Ia să vedem ce avem noi aici. Asta e închisă. Probabil că celelalte sunt deschise. Bravo, Codrin. Așa, hai să le deschidem și să explorăm camera aceasta. Ce găsim aici și aia? O cameră obscură cu un manual și cu un obiect care se învârte și face ca toți dracii. E bine că știu ce fac obiectele din jurul meu, că de aia am fost angajat. Bun, chestia asta ce-o mai fi? Ha? Poți să ieși de acolo fără să te decapitezi, nu? Asta e viața mea acum. Aici o să rămân pe veci. Ieși în pula mea de acolo că mi-e rău. Uai, de pula mea, ești de-a... Uai, dar eu nu credeam că sunt claustrofob. La jocul ăsta să-mi bag pula. Poți să ieși de-a... Uai, de pula mea, mirou, vin să dau cu controllerul în ecran. Am ieșit. Vedeți, câteodată cele mai bune lucruri în viață vin așteptând. Pensia, de exemplu. Ok, o să mă întorc și o să mă trag. Camera asta, de asemenea, a fost capcană. Am impresia că asta e camera de coș de gunoi numai. Pe acolo, până orificiul ăla iese, tot ce nu-i necesar, așa că ar fi bine să mă grăbesc cât mai rapid să ies de aici. De ce dracu fac macarena pe spațiu? Nu vine să cred tehnica delfinului funcționează prin spațiu. De ce mă întorc cu capul? Ce ziceți, mă? Să deschid ușa asta mai întâi. Ia că am reușit, bă, dracu. Împinge-te. Împinge. O să o înlocuim undeva, probabil. Ia să vedem dacă în această cameră. Voi vedeți cât de agil îs deja, cât de expert îs. Eu am fost calificat, eu am fost născut pentru misiunea asta. Nu știu dacă voi vă dați seama. Din dexteritate, băga mi-aș... Mergem pe aici.
Mereu pe acolo am spus, te rog, oai de pula mea, mi-e rău, mă. Pe aici, nu mai da cu capul, că n-ajuți. N-ajuți. Dă-i! Și acum, prinde-te! Și acum, de ce nu poți să deschizi ușa, îmi zici? Na, uite-te tu, mă, băga-mi aș pula nea de ușă. Gata, gata, gata. Bun, 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 bun. Gata, am intrat. Vai de pula mea. Uai. Ok, și aici avem un crowbar cu care probabil o să deschidem ce e aici. Aha. Ce facem? Uai de pula mea, du-te de aici. N-am eu nevoie de crowbar. A, da, desigur. În camera asta avem obiecte necesare. Da, o paletă și o minge de badminton în spațiu. Într-adevăr, cât de mult mă va ajuta asta la misiune? Cine pula mea mi-a făcut bagajele? Maica mea. Ok, rotate camera. Nimic din ce aici nu este de folos. Eu 12 ani la școală. Ok, nicio problemă. Deci camerele acestea au fost degeaba. Bă, stai puțin. Dacă trebuie să repar... Aici văd o cheie de 14. Toată lumea știe că ăsta e instrumentul universal pentru reparat orice. Inclusiv relațiile. Dacă dai destul de tare. Nu încurajez violența domestică. Aceasta a fost o glumă. Fă-te în gură. Da, asta trebuie eu să fac. Să găsesc o modalitate să ajung lângă cheia aia. Te rog, du-te de aici. Ce e în cutia asta? Nu uite cât de ușor mă distrage și pe mine. Dar și eu sunt prost. Eu sunt targetul pentru jocul ăsta. Pune, strică-i acolo un panel și dai în pula mea o minge de tenis și o paletă. Să vezi că nu o să mai știe care e misiunea lui. Așa au zis oamenii. Bun, gata, am luat-o și cu asta o să avem tupeul să ne îndreptăm către panou ca să-l reparăm. Așa e că fac bine ce fac. Ai, ai, ești rog, ești rog, maică. Aici, uite-l, uite-l. Gata. Bun, nu mi-e să cred. Bă, 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 te rog, du-te, du-te. Ok, cum? A, 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 a. Gata, rămâi acolo, da? Bun. Și acum nu-mi zic că-i pe timp. Te rog, te rog. Uai de pula mea, zici că am mâncat 6 cheeseburger în spațiu înainte de misiune. Nu vine să cred că încep să învăț să not. Problema e că dacă aș avea două, uite ia ce mea. Gata, și aici deschidem și ăsta o fi airlock-ul. Și probabil o să mă arunce în spațiu și... Bă, bă, da, da, da. Da, 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 într-adevăr. Vedeți de ce am 14 miliarde IQ, de ce am fost selectat eu și nu unchiul Aurel pentru misiunea asta. Unchiul Aurel e acasă, se uită la Asia Express. Te rog, dar ăsta e dans de majoretă, ăsta niciun caz nu e un astronaut. Te rog, te rog, sau zici că-l doare, dar numai partea stângă. Zici că încearcă să-ți desfunde urechea pe partea stângă numai. În sus, iar acum mă împing. Iar acum mă împing. Iar acum... Începem. Începem. Gata! Am scos tot gunoiul. Bun! Haide! Nu vine să cred! Ok! Nu știu dacă trebuia să întâmple asta! Iar acum ce? Eu vă spun sincer, stimați domni, eu nu cred că trebuia să ajungem în punctul acesta. Iar acum voi pluti pe veci. Oare pot să not înapoi? Te rog, zi-mi, Doamne, că există o variantă ca să intru înapoi și presiunea aia nu e atât de mare încât să mă zvârle într-un etern chin sisific de împrejurul. N-ai un timer, tu mergi... De fapt, stai. Evenimentele astronomice din spațiu n-au timer, Codrin, decât dacă le măsurăm noi. Hai, gata, uai de pula mea, Bruce Lee ar fi mândru. Nu, n-ar mai fi mândru. Ar râde foarte tare Bruce Lee. O să te rog să intri înapoi, mă doare capul, coaie. Uai, uai, ai de pula mea. Să mă descadă. Nu, rămân legat. Hai, băga-mi aș pula să-mi bag. Sau? Nu, că tot mai puține. Pot să intru înapoi. Uite-mă, asta trebuia eu să găsesc. Da. Nu, prinde-te, desfară și trage-te. Haide, așa. Și învârt eu. Gata, ce se întâmplă ceva, domnilor și domnilor. Fiți pe fază că ceva se întâmplă. Nu știm noi dacă de bine sau de rău, dar n-avem noi treabă. Nu, încoace nu mai pot, invers trebuie. Trebuie să aliniez asta, mă. Pentru că restul îs. Bun. Atunci, cu o mână, gata, m-am prins. Cu mâna dreaptă, adică cu mâna lui stângă, cu dreapta pe care o vedem noi, ne prindem de mâner, așa, și cu cealaltă o să folosim punct de... Nu! Punct de nu. Pula mea, zici că Satsune micul în spațiu, eu zici că nu s-a strona umă. Cu asta, prinde-te acolo. Bun, gata, am rezolvat. Se întâmplă. Nu chiar așa a fost în capul meu, băgam-i așa. Gata, asta e poziția.
la care doream să ajung. Aproape am reușit să o aliniez. Și după de îndată ce se întâmplă asta, încă o dată sau de două ori, cred că misiunea mea o să fie gata de început. Gata, am reușit. Vai de pula mea. Mission accomplished. Și am murit de foame în spațiu. Report to mission control. Este timpul. Da, marțienii în pula mea. Ok, mă lăsați să intru înapoi. New challenges away. Da, new challenges. Du-te mă de aici că mă criogenizez. Și acolo stau 4 ani după misiunea asta. Dacă vreți trimiteți voi like-a sau maimuțe după mie. Dacă nu, să mor de foame, să mă mănânce viermii spațiali. Să mă găsească predator în pula mea. Nu mă interesează nicio misiune, nu mai fac eu pentru voi. Băga-mi-aș gura voastră, unde mission control-ul ăla? Ia, ca o nălucă merg, vai de pula mea. Mai am un pic de mers, așa e? Hai, prinde-te. Prinde-te, că plâng în pula mea. Gata. Gata, prinde-te. Sus, sus, hai sus. Un pas extraordinar de mare pentru psihicul meu. Un pas mic pentru omenire. Așa era, nu? Gata, mission control. Am rezolvat, bemeaz bota. Ia. Da, alo, da, răspund, alo. Cine e? Report. Receiving results. Sunlight. Mission report. 17 minute. Enable hand input visual helpers. Acum 10. Asta a fost o bătaie de joc. Către univers și mai departe. Doamnelor și domnilor, asta e jocul Heavenly Bodies. Se poate juca aparent co-op couch, care mi se pare extraordinară ideea, prin educațiilor, adică de pe același ecran, nu neapărat online. Aia e distractiv. Doamnelor și domnilor, asta a fost jocul. Sper că v-a plăcut. V-am pupat și ne vedem, desigur, data viitoare.